Bună ziua și bine v-am regăsit la prima ediție a emisiunii Observatorul Prahovean Live în acest format din 2021. Claudiu Vasilescu, bun găsit! La mulți ani, bine v-am regăsit! Discutăm despre primele efecte ale guvernării de dreapta. Am votat și am cules ce am votat. Nu sunt vești foarte bune nici pentru bugetar, nici pentru cei de la privat. Sunt o serie de măsuri anunțate, unele dintre ele chiar adoptate de guvernul Câțu, cel instalat în ultimele zile ale anului trecut, după o negociere ciolaniada, i-aș putea spune, destul de dură. Nu e cumpănașul premier, e Cățu, e sigur. Da, o să discutăm și despre cumpănașul și cum a ajuns el din nou celebru în online. Asta în timp ce poliția, parchetul au alte lucruri mai bune de făcut decât să ignore astfel de monștri cu ghilimele de rigoare. Da, vorbim și despre acest subiect. Haideți să discutăm despre cumpănașul al politicii românești, domnul Cățu, cel care, după ce a fost învestit în funcție, a anunțat câteva măsuri dure pentru bugetar, precum înghețarea la nivelul anului trecut a tuturor salariilor, primelor și tot ceea ce indemnizații și păi tot și asta ceea e o ce măsură dură? Toată lumea spera să fie aplicată o lege. O lege la care făcuse referire și aprobată parțial inclusiv de fostul guvern PNL Ludovic Orban. E drept, înainte de alegeri. După alegeri, deja alocațiile de stat pentru copii nu vor mai fi dublate. În Senat a fost adoptat un proiect de modificare a vechii legi prin care alocațiile vor crește doar cu 20%, dar atenție, nu se aplică pentru că acest proiect mai trebuie votat și de Camera Deputaților. Punctul de pensie a rămas la fel, deși ar fi trebuit să crească și el. Nu. Explicația domnului Câțu a fost fabuloasă. Prin astfel de măsuri facem o economie la bugetul de stat de 17 miliarde de lei. Hai, la revedere, pa! Păi nu facem noi economii? Nu suntem noi niște oameni chibzuiți? Suntem o țară de oameni chibzuiți care trebuie să fie economi. Așa se construiește. Tu acasă nu faci economii când vrei să construiești ceva? Să-ți mai faci încă 3 etaje la viloacă? Care viloacă aș putea să întreb, dar mă rog, bănuiesc că vorbim de o altă Românie, nu cea în care salariul minim pe economie crește în termen real cu 42 de lei. Deci nici 2 lei pe zi în plus la salariul minim pe economie. Asta în ciuda majorărilor de prețuri care au intrat în vigoare de la 1 ianuarie. Păi e bine. E bine, nu? Da. Super. Mie îmi place așa. Da? De ce să nu-mi plac? Hai, vrei să vorbim? Despre ce să vorbim? Uite, hai să le plângem de milă bugetarilor. Mă, nu neapărat să le plângem de milă, dar există anumite categorii care, conform legii, culmea, votate inclusiv de PNL, da, ar fi trebuit să crească. Sunt creșteri care au fost amânate, mă refer serios aici la profesori, din septembrie anul trecut. Bun, conform legii, da, era la începutul pandemiei, dacă ți amintești, ideea să ne solidarizăm, să ducem greul împreună. Știi, îmi pare rău pentru bugetari. Nu doresc ca nimeni să o ducă, ca cineva să o ducă rău, să aibă venituri mai mici, doar că la un moment dat s-au plafonat. De unde nu ieși și nu produci? Pentru că România nu produce. România trăiește din împrumuturi. Din câte am înțeles, tocmai s-a mai împrumutat vreun miliard de euro la începutul anului, așa în primele zile, știi? Ca să-și achite obligațiile astea. Nu facem și noi un efort comun? Uite, vezi, nu vorbim despre tăieri de salarii în sectorul bugetar, dar înghețare pentru o perioadă când au ajuns salariile prin administrația publică locală, să spunem. La nivelul unor zeci de milioane spre sută unele. Pentru niște indivizi, uite, de exemplu, cum a fost Ploiești, un oraș batjocorit de administrație în ultimii 4 ani. Da? Ăștia trebuia să dea bani, să vină cu bani de acasă, să dea bani înapoi, să mai aducă și penalități pentru ce au făcut din Ploiești. Da? Și atunci, cum să le plâng de milă? Da, sunt oameni prin birouri, unii au stat acasă, unii au fredonat-o cât se poate de magic în perioada stării de urgență. Vorbeam cu ei, că noi am fost permanent în contact cu ei, cu cei din primăria Ploiești, de prin județ și mai întrebam, dar ce faci pe acolo? Ce, stau pe acasă, lucrez de acasă. Îi mai întrebam de una alta din administrație. Și ce lucrez de acasă? E.
Hai să fim serioși. Da. Și, și atunci, da, e clar că nu generalizez, că nu toți bugetarii sunt angajați ai primăriei sau ai Consiliului Județean. Apropo, mai știi ceva de concedierile din Consiliul Județean? Păi au fost deocamdată suspendate prin faptul că angajații vizați de acele restructurări din Consiliul Județean Prahova au contestat în instanță și până nu se termină procesul... O să mai dureze. Da, exact. Ok, nu e asta ultima grijă care, cum, cine pleacă pe acasă, faptul că au ajuns acolo familii întregi și așa mai departe. Ok, asta să fie ultima problema noastră. Durerea cea mai mare vine din faptul că, uite, peste oameni vin ratele acum și vorbim despre milioane de români. Păi n-ați zis domnul Câțu că s-a rezolvat și această problemă? Domnul Câțu a spus foarte multe. Domnul Câțu a dat speranțe, deși eu, să știi că n-aș considera o speranță când a spus la finele anului că este în negocieri cu băncile, încă nu era premier, era ministru de finanțe, a spus că este în negocieri cu băncile pentru o nouă etapă de amânare a ratelor. Amânarea asta a ratelor nu este o bucurie, iar cei care au recurs la această soluție au fost oameni care fie au rămas fără locuri de muncă, fie au fost dați în acel șomaj tehnic penibil, nu acopereau nevoile primare a cei bănuți, da, păi să mai vorbim despre plata ratelor, și care s-au încărcat cu niște dobânzi, care în momentul în care proiectul a fost prezentat au fost înșelați, pentru că, de exemplu, la creditele de nevoi personale, au știut că vor plăti acea dobândă, la cele imobiliare li s-a spus în mod înșelător faptul că este o dobândă garantată de către statul român. Ce însemna garantată? Nu însemna că ți-o plătește statul. Însemna că acea diferență, acea bucățică de dobândă va fi suportată de către stat doar în cazul în care tu, plătitor de credit, de rate la un credit ipotecar, intri în incapacitate de plată. În consecință, vei plăti oricum, te vor executa silit, îți vor lua bunurile imobiliare și așa mai departe, cu ce ai gajat acolo sau cu ce ai ipotecat, și statul suportă bucățica aia. Aia însemna garantarea de către stat. Oamenii săraci n-au știut ce. Acum s-au trezit că din ianuarie le-au venit ratele majorate, timp de vreo 4 ani vor plăti niște sume foarte mari, dar problema crizei sanitare și a locurilor de muncă nu s-a rezolvat. În Horeca, deși se redeschid restaurantele, dar știți, cu, tot cu limită, cu distanțare, știi? Plăiești 30% doar, adică, și Dumnezeu să mă ierte, câți dintre oameni mai merg la restaurante, mă refer aici, în Ploiești, nu în stațiunile montane, unde au fost niște valori destul de mari în perioada sărbătorilor de iarnă, dar mă îndoiesc că, de exemplu, weekendul acesta în Sinaia va fi la fel de plină ca acum o săptămână. Probabil că vor fi, există categorii sociale care își permit. Există oameni care plătesc sume nejustificate pentru o porție de chiriplici în farfurie, știi? Sunt și astfel de oameni și câștigă bine, au câștigat, vor câștiga în continuare, să-i ajute Dumnezeu să câștige cel puțin la fel de mult, chiar mă bucur pentru ei. Le vorbesc despre aia care n-au nicio șansă în viață și care acum, neavând veniturile necesare, fiind ori scăzute, ori deloc și așa mai departe. Majoritatea sunt încă în șomaj. Ei au aplicat pentru amânarea plății ratelor pentru perioada maximă de 9 luni de zile. Știi, criza n-a durat o lună, două, trei. Omul și-a făcut calcul, zice, eu n-am de muncă, de unde Dumnezeu să plătesc? Dați-mi maxim 9 luni. Pentru că acum să vină domnul Câțu să spună, da, am negociat cu băncile, perfect, o să amânăm din nou plata ratelor, adică o să plătiți dobânzi, că oricum măsura a fost luată exclusiv în favoarea băncilor. Pentru că amărâția a fost doar o amăgire de 9 luni și o pagubă mult mai mare. Dar doar dacă n-ați aplicat pentru perioada maximă. Păi, băi, nea, prietene, domn premier sau ce ești tu acolo? Oamenii ăștia au beneficiat. Deci ce ai luat acum măsura la începutul anului este o măsură inutilă, e pentru nimeni, pentru câțiva doar. Da. Da? Fix aia care aveau nevoie, fix aia sunt cei mai loviți acum. Cu ce vor plăti ăștia? Pe de altă parte, sunt mii de firme care au solicitat ajutoare de stat și care acum pur și simplu stau și așteaptă, pentru că 1. Guvernul nu a dat banii. 2. Acum îl auzeam zilele trecute pe ministrul economiei văitându-se că sunt foarte multe solicitări și că birocratic nu poate rezolva decât 30 de solicitări pe zi. Și vezi, Doamne, că oamenii își vor lua banii, dar prin toamnă, ceva de genul ăsta. Cum e posibil așa ceva în 2021? Să spui că nu ai suficienții funcționari care să lingă niște hârtii. Pe bune, adică pe bune, despre asta vorbim, nu tot despre dosarul cu șină. Și sunt unii bine, normal că despre dosarul cu șină.
Deci ai un sistem informatizat pus la punct. Despre dosarul cu cine vorbim? Banii aia nu s-au dus în retehnologizare, știi, să faci investiții din astea. S-au dus în salariile unor băieți de acolo. Foarte bine că s-au dus în salariile băieților ăla, dar uite, ce facem acum cu IMM-urile astea care nu beneficiază de programele alea de sprijin? Mor, efectiv mor, pentru că nu au o variantă. Atât timp cât activitățile lor nu se pot desfășura din cauza pandemiei, logic, oamenii nu o să vină non-stop cu bani de acasă să-și plătească angajații. IMM Invest, o mare mizerie de program prin care punea agenții economici, atenție, le-ai oprit activitatea, e obligat să închidă și îi pui să se împrumute. Da. Adică, prietene, ți-am distrus afacerea, uite facilitatea ce îți dau, împrumută-te. Da. Ești nebun. Domnul ministru, știi? Bun, am înțeles, știm cu toții ce jocuri face premierul, foarte bine. Asta este, o să rămânem o țară de sclaveți, că n-avem altă variantă, suntem oricum vânduți de mult. Dar, nu știu, parcă mi se pare un pic prea mult, un pic, cu ghilimele, prea mult, știi, să iei omul de prost. Da. Deci, știi ceva, băi, ești prost, băi, ești prost de bubui, tu înțelegi? Puți de prost ce ești. Îi jignești inteligența, sunt oameni, ăștia care au firme, care plătesc salarii, care plătesc dări către stat, sunt oameni cu școală, cu experiență și au sacrificat venituri. Nu vorbesc de aia care au făcut bani din alte lucruri, vorbesc de ăla care, știi, poate și-a ipotecat apartamentul ca să ia un credit, să dezvolte un mic business. Ăla și-a pus acolo toată viața, toate speranțele, viitorul familiei. Și da, mai ales că sunt foarte multe, inclusiv afaceri de familie, care au fost distruse în astea câteva luni. În schimb, hai că rezolvăm și cu pandemia, a venit vaccinul. Adică gata. Unde? Păi nu știu, nu, când deschizi televizorul nu ți apar diverse personaje care spun și eu m-am vaccinat, vaccinează-te și tu. Am scris în editorialul de astăzi, mă aștept să iasă unul din televizor, să-mi fig așa o seringă în mine. Ce faci, mă? Păi n-ai înțeles că da. Tu ești vaccinat, gata. N-au învățat nimic, se pare, din să spunem, campania asta eșuată cu poartă mască, dacă nu porți mască ești un nenorocit. Sunt și așa mai departe. Acum vin cu vaccinul și avem o grămadă de întrebări. În care vaccin, Marius? Asta unde sunt centrele de vaccinare, că vreau să mă vaccinez. Uite, eu nu vreau să mă vaccinez. Nu sunt un antivaccinist. Nu, Doamne ferește. În momentul în care voi fi sigur, chiar îmi doresc să fac un asemenea vaccin ca să nu am o problemă. Dacă îmi voi fi sigur. Discut și știi foarte bine că avem amândoi foarte mulți prieteni din lumea medicală și părerile sunt împărțite și nu vorbim cu oricine, absolut, știi? Nu vorbim cu un stagiar, cu tot respectul pentru faptul că a ajuns la nivelul, vorbim cu niște medici cu experiență care sunt la fel, sunt deocamdată sunt rezervat. Nu spun reticente prea mult spus, sunt rezervat. Dar în, nu știu, prognoza asta a marilor specialiști, apropo, nici acum nu știm cine face parte din Comitetul Vieții de la nivel național de coordonare a vaccinării anticovid, că contează cine face parte. Până în toamnă populația va fi imunizată în proporție de 60-70% în condițiile în care, nu știu, acum două zile am raportat 300 de vaccinări și asta în domeniul medical. Cum să facem lucrul acesta? Păi, în primul rând, nu avem un vaccin. Până să intrăm acum, citeam un raport al Comisiei Europene care a trebuit să reacționeze. Știți că de la stăpânire trebuie să știm cum facem. Se reproșează la nivelul țărilor membre din Uniunea Europeană faptul că această campanie de vaccinare este prea lentă. Iese Comisia Europeană, tocmai a ieșit astăzi cu o declarație, mă rog, au întocmit un raport, au făcut o cercetare și au spus așa, că vaccinul se distribuie într-adevăr mai lent pentru că este capacitatea de producție limitată, capacitatea de transport tot așa, știi că se transportă în anumite condiții, mă rog, cu alte cuvinte mai durează, nu mă păgrăbiți, uite, eu nu mă grăbesc, chiar nu mă grăbesc. Aștept să văd. Momentan vorbim despre ceva ceea ce nu avem. Și ai spus tu de informare, că nu avem centre. Corect, nu avem centre de vaccin. Nu știm nimic. Nu știm nici despre vaccin. Da, păi despre centre. Unde trebuie să-l faci? Exact. Ce trebuie să faci? Cum? O să te program? Intră în aplicație, da, vezi? Cum? Deci avem prieteni comuni, medici.
zice, băi, m-am enervat cum nu m-am enervat în toată cariera mea ca să mă pot programa. Și nu înțelegeam, băi, dar toți suntem, lucrăm în zona asta medicală. Bă, de ce nu am putut să-mi vaccinez personalul, spitalul județean să-și vaccineze personalul la el în spital? De ce trebuie să mă duc eu de la Vălenți să ajung la Ploiești? Ea de la Ploiești să se ducă la Băicoi, ea de la Băicoi să se ducă la Slănic ca și așa mai departe. Ca să plimb virus. Înțelegi despre ce vorbim? Și mai apare o știre de senzație. În Marea Britanie, tulpina agresivă care se răspândește mult mai mult și da. Așa, nu e mai periculoasă, dar se răspândește mult mai mult, deci faceți vaccinul repede. Mai e și aia sud-africană, mai nou. Și aia sud-africană? Da, aia e, înțeleg că de două ori mai contagioasă eu decât aia din Marea Britanie. Din insula Pago Pago. Aia mi se pare mie că va fi mult mai... Da. Dar nu despre asta e vorba, știi? Deci nu avem vaccin, nu avem centre, nu știm exact, campanie de informare, o aplicație de torahatul. Care funcționează vai de steaua ei, care va fi o reală dificultate pentru oamenii mai puțin instruiți. Absolut, nu știu, mă gândesc la bunică, 84 de ani, mediul rural, are în continuare, e Marius, abonat la telefonul fix. Cum? Dar ce hai, pretenție bun, să ai? Eu, da, că sunt nepotăsul, dar ce fac atâția oameni bătrâni care nu au cum să fie ajutați? Impotența statului român, care... nu a reușit să informeze populația în timp util cu privire la situația contractelor pentru furnizarea energiei electrice. O altă mizerie. O altă mizerie. Uite, aia e o chestie care doare și care va duce la majorarea cu 30% a facturilor celor care nu reușesc să reînnoiască aceste contracte, care nu mai au caserii, care trebuie da, să facă tot exact, online. Exact. Exact. Adică, băie, de asta da. Știi, eu am impresia că e un nebun, unde nu-l vedem, știi? Nu sunt, ți-am zis că nu s-a dreptul teoriei conspirației, dar undeva un nebun mic stă acolo și face planuri de-astea. Bă, cum să fac să-i mai bubui pe ăștia, să-i mai umilesc, să-i mai batjocoresc puțin? Nu ți se părea normal, nu să urli... Știi, ai observat când au dat drumul la... Da, n-au dat ei drumul, de fapt, nu, au apărut niște materiale de presă. Presa a atras atenția asupra unui ordin dat în 23 decembrie, cu aplicabilitate din 1 ianuarie. Da, a apărut pe site-ul ANR și tot așa, a circulat de la unul la altul în lumea noastră și băi, hai să scriem, că fii atent, e nasol, vine luna ianuarie și ce termen au oamenii, până când, ce trebuie să facă. Fii atent, apropo de asta, vorbesc cu cineva, un tip foarte informat, lucrează într-o instituție publică prestigioasă, un tip foarte informat și zice, băi, am luat și eu să citesc pe site-ul ANR că vreau să-mi schimb contractul, știi, n-am niciun chef să plătesc cu 30% mai mult. M-am blocat, adică, nu, dar n-ai cum. Deci ăsta e om care știe legislație, care, nu a înțeles nimic, care nu? Înțelege o lege înainte să fie dată. Nu a înțeles nimic. Da. Și în continuare campania asta de neinformare face ravagii. Ieri am publicat fotografii cu coada de la electrica din Ploiești, cu oameni stând afară, înghesuiți, la coadă, ca să-și modifice contractele. Ei neștiind, de fapt, îți dai seama că și acel funcționar trebuie să explice, păi stai, ce consumai tu? Păi, nesimțirea și incapacitatea care, mă rog... Uite, vezi, au venit ăștia la putere acum cu combinație PNL cu USR, cu UDMR. UDMR. Mie mi se pare tot o împărțeală pe funcții, știi? Mi se pare că a dispărut acel USR din stradă, care are propriile obiective, a avut proprii oameni. Despre PNL ce să zic? Că știi foarte bine părerea populației, PSD și PNL. Da. Numai bine, sănătate. Deci nu aveam așteptări foarte mari. Cât despre UDMR, băieții ăștia își văd de treaba lor, dar nu mi se pare că vreunul, știi, am senzația aia de început de an că urmează cei mai rău. Nu văd vreo autoritate să iasă și să spună. Ai văzut că au spulberat și mitul cu autostrada, abia peste vreo 3 ani autostrada, nici nu mă aștepta, noi făceam ce, mișto din campanie. Dumnezeu, că... cine credea în promisiunile ălora? Ne ierte Dumnezeu. Nu credea nimeni și nu o să creadă nimeni în aberațiile astea și în mizeriile astea, dar băi, știi, chiar așa să fii luat la mișto în fiecare zi, oricum ei sunt absenți. Apare băiatul la Gheorghiță, șeful campaniei de vaccinare, exact. Băi, mișto rău omul ăla. Ești un tip carismatic, adică îmi transmite așa încredere când vorbește. Încep să cred în cumpănașul. Glumesc, mă scuze.
E singurul care mai apare, care mai Domnul se face. Iohannis, mai știi ceva de dânsul? E bine, mersi, dar E ok, gata, și-a văzut guvernul lui, e ok, nu mai iese miercuri la ora nu mai, nu mai e chiar, 19. e cam o treime din guvernul domniei sale, da, nu mai e chiar oricum, guvernul meu. Da. Da. Iar despre PSD, băi, ăștia fac în continuare circ, adică ăștia mimează opoziția, știi, nici nu mă așteptam să fie altfel. Mai e un partid care a apărut acum, mă rog, partid, cum e? Alianța pentru Unitatea Unitate. Români. Șoșoac. Și nu-i frumos? Este. Oricum, exact ce ne lipsea. Pe programul de revelion continuă. Absolut. Varietăți. Vacanța mică, i-aș putea spune. O să fie frumos, o să fie foarte da. Frumos. Mai avem foarte puțin timp la dispoziție. Ai amintit tu de un personaj, cumpănașul îi zice. L-am avut și în descriere, nu putem să-l ignorăm. Mai ales că astăzi poliția a anunțat pe surse, evident, că s-a apucat să-l ancheteze după ce a făcut ce a vrut pe rețelele sociale. Chiar am scris astăzi un material, cum am auzit eu de cumpănașul, de la un profesor care s-a trezit undeva până în vacanța de iarnă cu majoritatea elevilor la orele online cu camerele blocate. Și mi-a întrebat, băi, dar de ce nu dați drumul la camere să vă văd și eu, na, să discutăm chiar și de la distanță, dar să am totuși un contact vizual cu voi. Păi așa ne-a zis domnul Cumpănașu pe TikTok, că e ilegal să ne obligați să deschidem camerele. Că dacă ne obligați, vă dăm în judecat. Corect. N-aveți voie să-mi vedeți fățăul. Da. Am văzut că ai scris un editorial. Am și postat niște clipuri absolut horror. Absolut horror. Dacă noi am fi făcut lucrurile astea, că tot în spațiu virtual... Te împușcau ăștia direct. Exact. Dar nu asta e povestea, știi? Până la urmă și controlul ăsta parental. Tu te uiți ce face băiatul tău, nu? Da. Știi precis pe ce umblă, la ce se uită. Sunt atâtea pericole, știi? Sunt foarte multe pericole. Și până la urmă ține de decizia fiecăruia dintre noi să ne uităm la copiii noștri, să vedem, prietene, tu cu cine ai contact? La ce te uiți tu acolo? Ce TikTok-uri urmărești? Foarte mulți prieteni, prieteni de familie care au șters aplicațiile TikTok de pe... No. Da? Dincolo de partea de amuzament, există niște indivizi, niște specimene care debitează. Și eu consider, eu ca părinte responsabil, exact. Mă gândesc ce educație vreau să-i dau copilului. Știm, eu asum, poate greșesc. Nu sunt cel mai bun părinte, nu sunt cel mai bun exemplu, dar știi, măcar mi-o asum. Sunt cu ochii pe el, știu ce faci. Precum cumpănașul, sunt foarte mulți. Cu siguranță. Sunt foarte mulți, de la a-și pune fundul pe ecran sau alte organe până la a influența, le transmite copilor tot felul de mesaj. Noi sunt foarte mulți. E treaba unor organe să verifice cât de periculos. Și treaba părinților de a-și monitoriza. Dar este în primul rând treaba părinților, da? Da, mi-a spus cumpănașul pe Facebook. Băiatule, dar tu te uiți, la ce te uiți tu pe Facebook ăla sau pe TikTok, știi? Exact. Încă o dată cu riscul de a greși în procesul de educație al copilului, dar îți asumi ca părinte. Nu te vii și te miri după aia, după ce l-ai lăsat să stea cu telefonul în mână sau cu tableta toată ziua, vii și te miri, aoleo, ia uite, copilul meu a luat o raznă. Da. Nu, tu ai luat o raznă când l-ai scăpat. A, că ești la muncă, există control parental, există tot felul de aplicații, există limitarea timpului petrecut. Exact. Nu este obligație copilul să stea toată ziua cu năsucul în smartphone. Da. Pe bune. Dar pentru părinți e mai convenabil. Păi nu mai aude. Nu că stăm și noi. Ce, noi nu nebunim astea toată ziua. Măcar, știi, la noi avem o scuză, că e profesia și trebuie să faci chestia asta. Dar de multe ori e convenabil și pentru noi, știi? Ne mai liniștim, ce face ăla? Trebuie să joacă în telefon. Gata, știi? Hai să nu mai dăm vina pe cumpănașul sau. Până la urmă e vina noastră. Bun, cu acest mesaj încheiem aici prima ediție din acest an. Îți mulțumesc, Claudiu, cu dumneavoastră. Mersi. Mă revăd cel mai probabil mâine de la aceeași oră. Sănătate să aveți și aveți încredere. Vine și vaccinul. Care vaccin, când, unde, rămâne să aflăm cu toți. O zi bună!